Târgujienii sunt reticenți în ceea ce privește achitarea online a facturilor la utilități. Doar 70 de persoane își plătesc lunar factura la apă pe platforma societății Apa Regio. Asta deși reprezentanții instituției îi asigură pe cetățeni că tranzacția este sigură, iar banii vor ajunge direct la operatorul de apă și canal. Foarte puține persoane plătesc facturile la apă și canal pe site-ul nostru, pe platforma online lansată anul trecut. Adică vorbim de o medie de aproximativ 70 de persoane pe lună. Trebuie să știe în continuare că noi folosim un procesator de plăți, procesatorul numit Eu Plătesc, la fel ca și la bănci, deci totul este în siguranță, pot să plătească fără nicio problemă. Foarte multe persoane aleg însă metoda de plată prin PayPoint. Pentru a efectua plata prin intermediul acestui sistem, consumatorii trebuie doar să se prezinte cu factura la un magazin partener PayPoint, iar comerciantul se ocupă în întregime de efectuarea tranzacției. Acesta va scana codul de bare de pe factură, va încasa banii în numerar și va înmâna clientului chitanța emisă. Foarte multe plăți se fac prin metoda de plată PayPoint. Avem aproximativ 3500 de utilizatori lunari care plătesc prin această metodă. Vorbim de o sumă de aproximativ 2,5 milioane pe parcursul anului 2016. De asemenea, peste 500.000 de lei a încasat Apa Regio din plățile efectuate la casierile unității din Târgu Jiu. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, reprezentanții unității vor deschide luna viitoare un alt punct de lucru în zona Casei Tineretului. De asemenea, caseriile merg foarte bine, merg cea de la paralela 45 anul trecut, s-au încasat aproximativ 500.000 de lei. Vă putem spune că vom mai deschide un punct de lucru, o caserie în zona Casei Tineretului în aproximativ o lună de zile și de asemenea am deschis de aproximativ o lună de zile în municipiul Motru, în Piața Centrală, un alt punct de lucru. Indiferent de modalitatea de plată pe care o aleg, oamenii trebuie să-și achite facturile. În caz contrar, vor rămâne fără apă la robinet.